Slăvit să fie Domnul! Fraților și surori, s-a citit înaintea noastră textul acesta. După cum spunea și fratele Daniel, am vorbit în zona Clujului cu o soră de 87 de ani. Am rugat-o și am spus să se roage pentru biserica de aici și sora spunea că Domnul i-a dăruit textul acesta pentru biserică și în special un cuvânt care spunea că biserica are nevoie de vindecare, de mângâiere, de alinare, de atingerea lui Hristos. Și credem din toată inima că Domnul are dreptate și cred că îi dați dreptate Domnului că biserica asta are nevoie de Hristos, de Marele Vindecător. Ce s-a întâmplat aici este ceva foarte interesant, ciudat în același timp. M-am uitat într-o zi citind textul acesta și mi l-am închipuit pe Hristos trecând marea, spune versetul 53, ajungând în ținutul Genezaretului, corabia trage la mal, ies din corabie și oamenii încep să alerge. Și din toate părțile alergau oamenii, pentru că acolo unde este Hristos, acolo oamenii aleargă, fraților. De multe ori noi ne gândim că penticostalismul parcă, așa de fațadă, încă merge bine, că se botează oameni și așa mai departe, vin oameni, le place, dar să știți, fraților și surori, că bine spunea Iosif Trifa, cel care a întemeiat mișcarea oastei Domnului, spunea că nu trebuie la un om pocăit, la un om care stă aproape de Dumnezeu, să-i faci altceva, să-i faci reclamă și atâta numai trebuie să facă omul ăla pocăit. Să stea înaintea lui Dumnezeu până Dumnezeu îl aprinde. Și după ce îl aprinde Dumnezeu, omul ăla să înceapă să ardă. Și oamenii când aud foc, 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 aleargă să vadă ce arde. Arde un om pentru Dumnezeu. Și atunci când vin oamenii în mijlocul bisericii și văd că Hristos Domnul a aprins un om de dragoste pentru cer, a aprins un om în râvnă sfântă pentru el, oamenii încep să vină să-l vadă pe omul ăla arzând. Și dacă focul este de la Dumnezeu, oamenii vor fi aprinși de omul aprins, fraților. Pentru că Dumnezeu are nevoie în biserica secolului 21 de oameni aprinși, de foc în biserica Lui. Și de aceea, Doamne, cercetează-ne. Unde mergea Hristos? Oamenii erau după El. Și ce s-a întâmplat? A ieșit Hristos din corabie. El era focul lui Dumnezeu aruncat pe pământ. El era Dumnezeul care este lumină din lumină, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și a venit Hristosul pe pământ și a început să ardă de dragoste pentru oameni. Și când ajungea Hristos, spune aici, în mijlocul oamenilor se întâmpla ceva, fraților. Și dacă Hristos a ajuns în mijlocul bisericii de aici, trebuie să se întâmple ceva. Amin? Amin. Doamne, mișcă-ne inimile fiecăruia dintre noi. Te duceai la piață, spune aici versetul 55 și îmi place așa de mult când citesc aici. Marcu a surprins mai mult decât ceilalți evangheliști aspectul acesta. Te duceai la piață și în loc să găsești pe piață zarzavaturi, și în loc să găsești fructe și legume cum găsim noi în piață, erau oameni care își aduceau bolnavi și mesele erau pline de bolnavi. Și în piață erau paturi și pe paturi erau bolnavi. Dar de ce? Dacă s-ar fi dus un cumpărător pe acolo și să întrebe ce se întâmplă aici, eu am venit să cumpăr ceva și nu găsesc decât bolnavi aici, ce se întâmplă aici? Trece Iisus din Nazaret. Și Iisus din Nazaret când trece, El ia bolile, El ia suferința, El ia durerea, că El este marele cumpărător al lui Dumnezeu coborât pe pământ. Slăvit să fie Domnul! Mare minune, fraților, mare minune. Și vă citesc. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El.
Oriunde intra el, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui. Și toți cât se atingeau de el erau tămăduiți. Amin. Amin. Doamne, cercetează-ne și pe noi în seara aceasta. Și dacă ai venit aici în mijlocul nostru, Doamne, să știi că aici în mijlocul nostru, Doamne, este piața săracului. Piața săracului. Am citit din Isaia 55 despre piața săracului într-o zi și m-am mirat. Spune aici în Isaia 55, legătură cu textul din Marcu, spune despre piața asta a săracului în felul următor. La piața săracului există o însetare mare. La piața săracului există o invitație mare. La piața săracului există un izvor mare. La piața săracului există o incapacitate mare. Dar la piața săracului există o rezolvare mare, că e acolo Hristos Domnul. Și citim. Marea însetare. Voi toți cei însetați. Oare mai sunt și în seara asta oameni însetați în mijlocul nostru? Ferice de cei însetați și flămânzi după neprihănire, căci ei vor fi cum? Săturați. Doamne, dăruiește-ne sete sfântă. Sete sfântă. Marea însetare, voi toți cei însetați, marea invitație, veniți, spune aici, veniți, asta e o mare invitație, marele izvor, veniți la ape, veniți la ape. Psalmul 36:9, la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Și în timpul evreilor le spunea Domnul prin Ieremia, eu sunt izvorul apelor vieții. Vedeți, fraților? Mare însetare, mare invitație, mare izvor, mare incapacitate. Chiar și cel ce n-are bani. Și aici este incapacitate. N-am bani, n-am cu ce să plătesc, n-am cu ce să cumpăr. Și totuși este o mare rezolvare, spune aici Scriptura. Veniți și cumpărați vin și lapte, veniți și cumpărați bucate, fără bani, fără plată. Și versetul 13 completează, sau 12 și 13. Da, zice Domnul, veți ieși cu bucurie, veți fi călăuziți în pace, munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră, copacii din câmpie vor bate din palme, în locul spinului se înalță chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un chip veșnic și nepieritor, un semn veșnic, slăvit să fie Domnul. Și uite că în seara aceasta, marele cumpărător al lui Dumnezeu a venit aici și aici este piața săracului. Fraților și surori, dacă noi nu ne vedem sărăcia noastră, dacă noi nu ne vedem incapacitatea noastră, atunci Dumnezeu n-are la ce să vină. Dar dacă noi ne vedem ticăloși, orbi, săraci, goi, vine Hristos și ne dăruiește aurul Lui, vine Hristos și ne dă hainele Lui, vine Hristos și ne dă medicamentele Lui, că Iisus Hristos este marele doctor al lui Dumnezeu. Oare te vezi în seara aceasta bolnav? Isaia 55 vorbește despre marele izvor. Și mă uit aici și citesc și doar punctez că mă întorc în Marcu. Izvor de apă, veniți la ape, spune. Izvor de vin, spune, veniți cumpărați vin. Izvor de lapte, veniți cumpărați lapte fără bani. Izvor de bucate, adică de grâu. Aici, în mijlocul nostru, din punct de vedere spiritual, Domnul vrea să dăruiască ape. Vrea să dăruiască ape. Vrea să deschidă Dumnezeu izvoarele de sus și izvoarele de jos. Doamne, deschide Tu izvoarele în seara aceasta. Ce înseamnă izvoare de sus și izvoare de jos? Gândiți-vă, fraților și surori, la puterea Duhului Sfânt revărsată la Rusalii.
Gândiți-vă la izvorul care l-a văzut Ezechiel în 47, care izvora de sub pragul casei lui Dumnezeu. Gândiți-vă la izvorul acesta care izvora din partea dreaptă. Gândiți-vă la măsurătoarea aceea care nu era omenească. Spune acolo Scriptura, începând cu Ezechiel 40 încolo, cotul nu era obișnuit, era mai mare, era o măsurătoare cerească. Și Dumnezeu a apărut pe pământ și a zis așa, știi ceva, Ezechiel? Slava mea a plecat din templu. În templu există doar formalisme, în templu sunt numai lucruri rele, eu nu mai stau în templu. Slava mea, zice Domnul, și din Ezechiel capitolul 9 încolo se spune clar, slava lui Dumnezeu s-a ridicat din Sfânta Sfintelor, s-a dus la pragul casei, de pe pragul casei s-a dus la poarta casei, de la poartă s-a dus pe munte și s-a dus slava lui Dumnezeu din casa lui Dumnezeu. De ce? Era idolatrie acolo. Era idolatrie, erau 70 de bătrâni care se închinau la idoli, erau alții care se închinau la soare și la stele, erau alții care au căzut în idolatrie și îl plângeau pe Tamuz, pe zeul vegetației, și au zis Dumnezeu s-a terminat cu slava, am plecat, Ichabod, nu mai este slavă. Dar ce se întâmplă, Doamne? Uite, Ezechiel, te iau în vedenii dumnezeiești și te duc și o să vezi un nou Ierusalim cum se dăltuiește. Și noul acesta Ierusalim este creat de mâna lui Dumnezeu. Este o clădire nouă, este biserica lui Dumnezeu, este stâlpul și temelia adevărului. Fraților și surori, aici în Deva Dumnezeu are un stâlp și o temelie a adevărului și acesta se numește Muntele Sionului, e Biserica Dumnezeului Celui Viu, cetatea de dincolo care are aici sediu pe pământ. Pentru Dumnezeu nu contează așa de mult primăria din Deva și nu contează judecătoria și spitalul și alte instituții, astea sunt importante pentru noi. Pentru Dumnezeu e importantă casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu sunteți voi dacă păstrați până la capăt nădejdea și încrederea cu care ne lăudăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și vede Ezechiel, noua clădire, cotul nu mai este la fel, stânjenul nu mai este la fel. Și vine omul acela cu măsurătoarea și îl ia pe Ezechiel, zice, hai Ezechiel să vezi ceva. Uite, vezi, ăsta-i templu. Uite, vezi în jurul templului. Uite, vezi aici, uite, vezi acolo. Și la un moment dat zice, uite Ezechiel, vezi râul ăsta de apă care izvorăște de sub partea dreaptă a casei. Vezi râul acesta cum curge. Vezi cum merge spre răsărit. Dar unde curge râul acesta? Păi curge spre mare. Spre ce mare, Dumnezeule? Spre Marea Moartă. Dar de ce, Doamne, spre Marea Moartă și nu spre Marea cea Mare? Pentru că Marea Moartă în Biblie simbolizează lumea asta care este moartă în păcat. Marea Moartă a fost o mare care a apărut deasupra orașelor Sodoma și Gomora în urma pedepsei lui Dumnezeu. Și știi ceva, Ezechiel? Râul acesta care curge de sub pragul casei lui Dumnezeu merge spre Marea Moartă și mergând spre Marea Moartă, apele mării se vindecă. Și asta va fi, spune Dumnezeu, o lucrare uriașă, o lucrare mare, de mare anvergură. O să apară pești, că în Marea Moartă nu există pești, și vor fi pescari de amândouă părțile ale mării, și vor fi mulți pești, și vor fi și pomi roditori. Doamne, dar cum se va întâmpla lucrarea asta? Stai să-ți arăt. Și le ia Dumnezeu pe Ezechiel de mână și îl trece prin apă și măsoară Domnul 1000 de coți, și zice, ia treci prin apă și apa îi vine până la glezne. Și îl trece iarăși prin apă, după ce măsoară o a 2000 de coți, apa îi vine până la genunchi. Și a 3000 de coți, apa până la șolduri. Și apoi a 4000 de coți și Ezechiel nu mai poate, zice, Doamne, nu mai simt pământul sub picioare. Și Domnul zice, vezi Ezechiel, acesta este râul care coboară de sub tronul casei mele. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt din ziua cinzecimii. Aceasta este lucrarea mea pe care o voi trimite într-o lume moartă în păcat. Acesta este râul care curge de sus, e harul Duhului Sfânt care va curge peste lume. Eu voi boteza lumea asta cu Duhul Sfânt, pe cei care vor sta înaintea mea să fie atinși de Duhul meu. Unii vor trece prin apă doar până la glezne, sărmanii de ei.
aceștia vor avea o cercetare superficială, dar vor trece prin apă, vor avea și ei o măsură mică de har. Alții vor trece prin apă și apa le va fi până la genunchi. Și ei vor avea o măsură de har. Vor fi alții care vor ajunge până la mijloc. Mijlocul înseamnă puterea. Puterea, ăștia vor avea mai multă putere. Dar vor fi alții luați de râu și duși. Și vor fi printre ei unii pe care Duhul Sfânt îi va mișca și le va spune: scoală-te și du-te spre Gaza, pe drumul care este pustiu, și vezi că acolo să te folosesc. La alții o să le spună Duhul Sfânt: treci în Macedonia și ajută-ne, și vor ajunge prin închisori, vor ajunge bătuți, și va veni Dumnezeu la cântarea lor și la rugăciunea lor și va zgudui ușile temniței și vor cădea lanțuri, pentru că Dumnezeu vrea să-i folosească pe oameni în vremurile de pe urmă, la cote înalte. Doamne, folosește-ne și pe noi. Râul acesta care curge de sub pragul casei lui Dumnezeu este puterea Duhului Sfânt de la Rusalii, fraților și surori. Și pe piața săracului încă se dă, fără bani, fără plată, puterea Duhului Sfânt, apa. Ai tu puterea Duhului Sfânt în tine? Ai tu harul acesta peste tine? De spuneau frații din zona Republicii Moldova. A ajuns Duhul Sfânt pe acolo, pe la ei, era timpul comuniștilor, și o soră a fost dusă în închisoare. Fiind dusă în închisoare, s-a rugat, a vorbit cu alte femei din închisoare, le-a vestit pe Domnul, ele au fost lămurite că asta e calea cea adevărată, l-au primit pe Domnul în inimă, dar sora le-a zis: nu-i de ajuns prima mie de coți, trebuie să treci la a doua mie de coți, trebuie la a treia, trebuie la a patra. De la glezne, de la nașterea din nou, te-ai lăsat de fumat, de băutură, de vorbele murdare, asta e prima mie de coți. De acolo tu trebuie să treci mai departe. Nu-i de ajuns că ești olog la Poarta Frumoasă și ți se întăresc tălpile și gleznile. Trebuie să mergi mai departe și trebuie să ajungi la genunchi, să-ți ajungă apa Duhului Sfânt la genunchi, adică să te pui pe genunchi și să începi să-L cauți pe Dumnezeu și să începi să te rogi și să începi să-L chemi și să-L strigi. Și le-a pus la rugăciune pe femeile astea și au zis: nu-i de ajuns nici atâta, trebuie să ajungă apa la mijloc, trebuie să ajungi la ziua cinzecimii, să vină Duhul Sfânt și să te umple, trebuie să vorbești în altă limbă, trebuie să stăruiești înaintea lui Dumnezeu. Și le-o lămurit sora și le-o spus din Biblie că așa trebuie și au început să stăruiască, dar fiind în închisoare n-au știut unde să stăruiască și s-au dus undeva afară lângă o fântână și au zis celor din închisoare, autorităților, gardienilor, le-au spus că ele vor benevol să scoată apă din fântână pentru toată închisoarea. Și scoteau găleți de apă și sora era cu ele și în timp ce scoteau găleți de apă zice: hai să stăruim după Duhul Sfânt. Și au început să stăruiască. Și a coborât Duhul Sfânt peste femeile alea din închisoare, niște femei care și-au ucis poate copiii, care au făcut prostii mari în viață, erau niște criminale, erau niște femei duse acolo pentru fapte de oroare, pentru fapte grave. Și pe femeile astea Dumnezeu le-a dus la prima mie de coți, la a doua, la a treia și acum urmau să intre în a patra mie de coți. Și când au văzut gardienii de pe geam, s-au uitat și au zis: o luat foc fântâna, nu știm cum. Și au alergat acolo la fântână. Și când au ajuns acolo, femeile astea care se rugau erau pline de flăcări, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a coborât acolo și le-a umplut inimile cu puterea de la Rusalii. Doamne, mai umple-ne și nouă inimile cu puterea asta. Când au ajuns, n-au știut. N-au mai văzut flăcări, nu mai nimic, merg iară la geam, iară văd flăcări, iară aleargă. Și aleargă pentru că flăcările care au coborât acolo erau spirituale, erau cerești, era puterea Duhului Sfânt. Este aici fratele Linus care a cântat în fața dumneavoastră, la ei în sat s-a făcut pe vremuri rugăciune, stăruință la o soră acasă. Și la un moment dat, oamenii care erau pe dealurile din jur au zis: o luat foc casa pocăitei, și au alergat cu gălețile să stingă focul.
Și când au ajuns acolo, nu mai au avut ce să stingă. Erau frații la rugăciune și stăruiau după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Domnul a trimis limbi de foc din cer ca la cincizecime și oamenii vedeau limbi de foc. Fraților și surori, fraților și surori, e nevoie de cincizecime în adunare. E nevoie să dea drumul Dumnezeu din cer la izvoarele de sus peste adunările noastre. Este o legendă, un mit grecesc. Nu ne luăm noi după povești și după mituri, dar învățăm ceva din legenda asta. Se spune că marele Hercule s-a dus undeva la regele Augeas, dacă nu greșesc, și i-a cerut regelui ăstuia un cadou foarte mare. Și regele i-a zis, nu-ți dau cadou ăsta că e foarte, foarte, foarte mare, nu ți-l pot da, dar ce pot să fac, te pun la probă. Ce probă? Uite, vezi tu grajdurile astea aici. Zice, de zeci de ani, grajdurile astea nu au mai fost curățate. Vezi tu câtă mizerie e aici, câți metri cub de mizerie e aici. Dacă până mâine dimineață tu reușești să-mi cureți grajdurile astea, să știi că îți dau cadou care mi-l ceri. Și Hercule n-a luat sapa și hârlețul. Nu. S-a gândit ce să facă și a venit ideea. Și era un râu care curgea acolo în zonă și a deschis larg ușile la grajduri și a luat și a făcut o săpătură și a adus apa să intre prin grajduri, prin uși. Și când a intrat apa aceea cu debitul ei și cu puterea ei și cu curățirea ei prin grajduri, toată mizeria a fost măturată, scoasă afară și grajdurile au fost curățate în câteva minute. De ce? Era acolo o putere supraomenească. Fraților și surori, ne tot chinuim și le spunem la fete, baticu așa, fusta un pic mai lungă, băiete fi mai așa, nu umbla așa, nu vorbi așa și ne chinuim și ne chinuim și ne chinuim. Sunt persoane care de la chinul mult, mult care a venit în viața lor, nu mai știu ce să facă și merg la psihiatru. Se gândesc că poate, poate, poate li se rezolvă problema în forma asta. Fraților și surori, înapoi la râul care curge de sub tronul casei lui Dumnezeu. Noi nu suntem Hercule, nu avem puterea lui, că ăla spune că era un erou cu mare putere, dar nici el nu și-a pus mintea cu mizeria care era în grajduri, nici noi nu ne punem mintea cu mizeria care a intrat în biserica lui Dumnezeu, dar rugăm pe Dumnezeu să deschidă apele, să deschidă izvoarele și ce avem noi de făcut este să-i facem loc Duhului Sfânt în adunare, fraților, să deschidem ușile inimilor noastre, să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm și să-L rugăm, Doamne, Tu ești stăpânul bisericii Tale, vino și curăță-ți biserica, Dumnezeule. Eram într-un oraș și era peste hotare. Am mers la o biserică, mai mult am stat cu ochii în carte decât să mă uit, fetele erau îmbrăcate foarte, foarte, foarte provocator. Foarte provocator și am stat cu ochii în carte și am plecat de acolo. Și am mers în același oraș, în altă biserică. Fetele aranjate frumos la locul lor și am întrebat, cum de sunteți așa de diferiți, biserica asta de biserica cealaltă? Și mi-au spus, am fost, zice frate, exact ca și celelalte fete, încă mai rău, mai rău. Dar zice, am stat și am stăruit după Duhul lui Dumnezeu. Și când am intrat în stăruință, a venit Duhul Sfânt și mi-a zis, nu este bine cum ești îmbrăcată. Și Duhul Sfânt, când mi-a spus lucrul acesta din partea lui Dumnezeu, m-am corectat. Și Domnul a venit în biserică și a pus lucrurile la punct pentru că era Duhul Sfânt acolo, fraților. Doamne, cercetează-ne și pe noi. Izvorul acesta de apă vie mai curge și astăzi prin adunare. Bă, spune aici Isaia 55 că era și izvor de vin, fraților. Și când e vorba de vin în Scriptură, bineînțeles că simbolizează pe de o parte bucuria. Dar vinul, rodul viței în Scriptură simbolizează sângele lui Hristos. Aleluia!
Mai avem noi nevoie de sângele lui Hristos aici la muntele Sionului? Cercetează-ne, Doamne, și trimite izvorul sângelui Tău. Că aici la piața asta suntem săraci, Doamne, și avem nevoie de sângele Tău să ne curețe, Doamne. Avem nevoie de eliberare, de transformare, de descătușare și avem nevoie de sângele Tău, Doamne. Am citit despre un om al lui Dumnezeu. Omul acesta al lui Dumnezeu trăia în Germania, undeva prin secolul XVI. Și la un moment dat s-a gândit el că ar face foarte bine să meargă la o mănăstire, să facă călugăr. Și a vorbit Domnul într-un vis de noapte, un vis foarte ciudat, foarte ciudat. La început nu l-a înțeles, dar după aia a început să-l înțeleagă. În visul lui, spunea el, eram într-o pustie foarte mare și în pustia aceasta, la un moment dat, am văzut că apare înaintea mea un înger, o călăuză cerească. Și îngerul acesta a început să mă conducă și m-a condus și la un moment dat am văzut un râu de apă, apa era curată. Și am vrut să mă apropiu de apă să beau și mi-a zis nu. Dacă nu știi unde e izvorul, tu n-ai ce te apropia de apa asta, vino cu mine să-ți arăt izvorul. Și zice, m-a dus, m-a luat de mână și m-a dus, am ajuns într-un loc și acolo apa era cu un debit mai mic. Și am știut că s-a apropiat izvorul de mine. Și când mi-am ridicat ochii, spunea el, am văzut un crucificat între cer și pământ, și din mâinile și picioarele și coasta lui curgeau râuri de apă vie. Lângă el era o fântâniță în care curgea apă curată și curgea din rănile lui. Călăuza mea m-a luat de mână și m-a aruncat în apa asta. Aruncându-mă în apă mi-a zis, bea pe săturate, dar spală-ți mâinile, spală-ți fața și înviorează-te, pentru că va trebui să te duci în ogor și să lucrezi în holdă. Și zice, după ce am băut și m-am săturat și mi-am stâmpărat setea, m-a luat solul lui Dumnezeu și m-a dus într-un ogor. Era o holdă și când m-am uitat, nu era decât un secerător undeva la sute de metri depărtare de mine, abia îl vedeam. Și mi-a dat o secere în mână și a zis, începe și lucrează. Și am zis, Dumnezeule, mare, mare secerișul și așa de puțin lucrătorii. Cum să pot eu să lucrez aici? Lucrează că înainte de venirea iernii tu trebuie să termini și ori veni și alții și te vor ajuta. Îl vezi acolo pe omul ăla departe, cu ăla vei lucra. Și acel om care era departe și a început să lucreze nu era altul decât Martin Luther, care la un moment dat s-a sculat împotriva bisericii catolice și le-a spus, iertarea lui Dumnezeu nu se vinde pe bani, iertarea lui Dumnezeu e în sângele lui Hristos. Tradiția nu este pe aceeași linie cu Biblia. Biblia rămâne în picioare, Dumnezeu rămâne în picioare. Ce au zis oamenii, au zis oamenii, ce a zis Dumnezeu, a zis Dumnezeu. Și a început secerișul și omul ăsta care a vrut să meargă în mănăstire a început să cutreiere satele și a început să le spună despre Dumnezeu și predica și oamenii se întorceau la Dumnezeu. La un moment dat a fost așa de grav bolnav încât a fost pe moarte și era pe punctul să plece. S-au adunat prietenii în jurul lui și au zis, hai să mai facem o rugăciune că pleacă, moare. În momentele acelea a primit o scrisoare de la Martin Luther și să știți, fraților și surori, că de multe ori Dumnezeu lucrează și prin scrisoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori. În scrisoarea aceasta Martin Luther i-a scris, tu nu trebuie să mori, vei trăi și nu vei muri, că Domnul are nevoie de tine. Și când a citit scrisoarea aia, a sărit din pat și a fost vindecat în numele lui Dumnezeu. Și a început să alerge și să vestească cuvântul lui Dumnezeu și le spunea oamenilor că el s-a dus la cruce și a văzut din rănile lui Hristos cum curge râul peste lume și oamenii au vindecare și iertare de păcate în rănile lui Hristos. Slăvit să fie Domnul, fraților!
Rănile acelea sunt și astăzi în adunare. În seara aceasta, dacă te atingi prin credință de rănile lui Hristos, ești vindecat, slăvit să fie Domnul. Este un text frumos în Petru. Petru îl citează pe Isaia, dar îl citează într-un chip minunat. Îmi place extraordinar când citesc. Zice că v-ați întors la marele păstor al vostru, al oilor, și anume la Iisus, și spune Petru acolo, în rănile lui ați fost vindecați. Nu zice veți fi vindecați la viitor, nici la prezent sunteți, ați fost vindecați. Și au fost oameni care au luat scrisoarea lui Dumnezeu și au zis, Dumnezeule, eu cred ceea ce spui tu aici. Eu în momentul acesta, chiar dacă nu simt, eu cred că am fost vindecat de tine. A fost o soră care a plecat la adunare și a auzit cuvântul acesta, că în rănile lui ați fost vindecat. Și a mers acasă și a zis soțului, știi că eram bolnavă. Să uite la ea, păi ești bolnavă. Nu, eram, am fost, dar cum? Păi am fost la biserică și frații au zis, și eu cred că e cuvântul lui Dumnezeu, în rănile lui am fost vindecată. Tu, femeie, nu vezi gușa, avea o gușă mare, așa, o tumoră aici, nu vezi tumoara aia care încă o ai, du-te, uită-te în oglindă. Ea a zis, știi ceva, soțule, oglinda minte, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Eu am fost vindecată. Tu, dar uite-te, nu mă uit la nimic, mă uit la Domnul și gata, s-a terminat. Și n-au trecut decât câteva zile și boala ei a dispărut, pentru că Dumnezeu ce-a promis face și împlinește, fraților și surori. Erau frații pe vremuri și îmi place așa de mult să-i aud. Ne povestea un frate bătrân că era undeva în zona Bistriței spre Moldova, un frate, Ilie îl chema, și o soră la un moment dat, era noapte târzie, a făcut mâncare, trebuia să facă mâncare pentru a doua zi la copii, și copilașul ei, care n-a vrut să doarmă fără mama, într-un moment de neveghere s-a dus și a căzut cu mâinile pe plită. Mâinile erau numai carne vie, nu știa unde să meargă, era la țară. Și și-a ridicat sora ochii spre cer și a zis, Doamne, dacă l-ai trimite la noi pe fratele Ilie, ce bine ar fi. După vreo oră și ceva la ușă, noaptea, bate cineva, merge sora, deschide, da. Zice, m-a trimis Dumnezeu aici că au zis că mă chemi ca să mă rog pentru, care-i problema? Păi uite copilașul ăsta. Și zice, l-a luat pe copil în brațe, l-a luat în brațe, s-a rugat pentru el și în urma rugăciunii l-a dat în mâinile mamei vindecat complet. Fraților și surori, în rănile lui, în sângele lui avem vindecare, nu numai spirituală, avem vindecare și fizică, fraților. Că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care vindecă și astăzi. Și astea ce vi le spun sunt întâmplări de mult. Dar știu întâmplări de acum, recente. Tata meu, în urmă cu 2 ani și ceva, era în spital în Cluj și medicul ne-a spus clar, s-a terminat 3 luni și îl băgați în pământ, s-a terminat cu el. Are cancer la stomac, ganglionii canceroși s-au spart, s-au răspândit în corp, s-a terminat cu el. Îl duceți la mormânt, gata, nu mai aveți ce face. Pe el l-a mințit medicul așa, ca să-l ajute. Și i-a spus că o să se facă bine, că nu i-a extirpat stomacul decât o parte, dar nu mai avea stomac. Și ce s-a întâmplat? Ne-am rugat. Și Duhul Sfânt a vorbit și a spus așa, voi da pace, voi da liniște și voi da vindecare. Și noi ne-am agățat de cuvântul acesta, fraților, cuvântul vindecare pronunțat de gura lui Dumnezeu are puterea unui cuvânt al lui Dumnezeu, amin? Și ne-am agățat de cuvântul acesta și am zis, Dumnezeu le vindecă-l, vomita sânge, nu se simțea bine, operația i s-a întărit, erau ca și coastele aici ce avea acolo operația aceea, dar într-o noapte are un vis. Și în visul lui vine un sol al Domnului către el și în mână are ceva alb și îl întreabă, știi tu ce am aici? Nu știu.
ți-am adus un stomac nou, că tu nu mai ai stomac și vreau să ți-l pun. M-a trimis Dumnezeu. Unde ți-e operația? Aici. Uite, îți pun stomacul acolo. Își va recăpăta funcțiunile celui care l-a avut. Nu mai ai stomac. De azi înainte o să ai. Și a plecat solul Domnului. Se trezește bucuros, merge la mămica, îi cere, te rog, dăm de mâncare. Mănâncă, nu mai vomită, se bucură, zice, Dumnezeu îmi prelungește firul vieții. N-au trecut decât câteva zile și are un alt vis. Și în visul lui vede un înger și îngerul ăsta era înalt, spunea el, cu creștetul ajungea până la nori. Și ajung lângă el și îl ating așa. Și spun, te rog frumos, se uită la mine, ce dorești? Te rog, atinge-te de mine că am fost operat de cancer și vreau să mă vindece Dumnezeu, atinge-te de mine. Știi ceva? Prinde-te cu mâna de mine și ține-te cât de bine de mine, că lângă mine demon și boală și suferință nu are ce să vină. Prinde-te de mine. Se uită tăticul la el, știi ceva? Uite cât ești de mare, uite ce mână mare și puternică ai, uite ce mână mică am eu. Ține-mă tu cu mâna ta. Și a zis solul Domnului, te țin cu o singură condiție, cu cealaltă mână să faci bine la toți oamenii din jur. Și după aceea spunea el, m-am văzut într-o biserică, am fost conectat la un aparat, pe un ecran a apărut așa, la 3 ani 0% cancer, la 5 ani 0% cancer, la 7 ani, la 10 ani 0% cancer. Când am văzut 10 ani am zis, Doamne, dacă îmi mai dai 10 ani sunt mulțumit. Și ăsta i-a fost visul. Și acum mănâncă, merge la serviciu și e sănătos în numele lui Dumnezeu. S-a dus la medici și medicii s-au mirat. I-au făcut analizele și au zis 0% cancer. A vorbit gura lui Dumnezeu, fraților și surori. Zilele trecute ne povestea un frate despre o fiică de-a lui. Ne povestea că s-a dus cu ea la medic, avea dureri mari de cap, a găsit-o întinsă jos în casă. Și când a ajuns la medici, la Cluj, i-au făcut tomografii, au făcut multe și au zis, are pete pe creier și are leziuni pe creier. În timp, acestea o să se extindă, o să facă scleroză în plăci, asta e galopantă, și o să moară în scurtă vreme. Omule, du-te acasă și pregătește-te. Omul acesta nu s-a dus acasă la el, ci s-a dus la casa lui Dumnezeu. Și a zis, Dumnezeule, vorbește-mi, 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 atinge-te de fica mea. Și a ieșit o lucrare prin fratele Victor din Fodora, un om al lui Dumnezeu care a plecat la Domnul. Și a zis Duhul Sfânt așa, fără să știe problemele, zice, leziunile le voi înoda, le voi lipi eu, o zis Domnul. Și petele de pe creier le voi șterge eu, zice Domnul. Și omul acesta a luat cuvântul lui Dumnezeu și a zis, Dumnezeu, le mulțumesc. Se duce la Cluj, fiica lui rămâne la spital, trebuia tratată, merge spre casă, locuia în județul Alba. Când merge spre casă, îl sună pe drum fiica lui și zice, tată, hai înapoi, dar de ce? Uite ce s-a întâmplat, a venit doamna profesor, m-a conectat iară la aparate, m-a verificat și acum au început să confrunte noile rezultate cu cele vechi și au început să sune pe doctor și să-i întrebe ce s-a întâmplat, că creierul meu e sănătos, că nu mai am nicio pată pe creier, nicio leziune pe creier, Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat. Fraților și surori, avem nevoie din nou în bisericile noastre de Cel care vindecă. Aleluia, ai milă de noi, Dumnezeule! Izvor de lapte, izvor de lapte. Și de acesta avem nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu, fraților și surori. Vorbește Apostolul Petru de laptele duhovnicesc și curat prin care noi creștem. Trebuie să recunoaștem că de multe ori vin alții cu sucuri, ne aduc sucuri, nu ne aduc lapte, da. Și cum vedem pe câte o sticlă, zice, cu aromă de piersică, vin oameni cu sucuri, îți numai cu aromă de creștinism și cu aromă de putere, dar n-au putere. Ăștia au numai formă de evlavie și tăgăduiesc puterea.
Ori Domnul ne cheamă înapoi la izvorul laptelui, la izvorul cuvântului Lui. Cuvântul acesta, fraților și surori, spune la un moment dat în psalmi că Dumnezeu, când a văzut niște oameni bolnavi, niște oameni căzuți în groapă, a trimis cuvântul Lui și i-a tămăduit și i-a scos din groapă. Cuvântul lui Dumnezeu are putere de vindecare. Mi-a povestit un frate, m-am bucurat, mult m-am bucurat, un frate în vârstă. Zice, m-am dus undeva la o soră, era foarte bolnavă. Și zice, m-am rugat pentru ea, m-am rugat cu ea și în timp ce mă rugam aud o voce care spune așa, Isaia 41:10. Sora era foarte bolnavă. Am întrebat-o, zice fratele, crezi că Domnul te vindecă? Frate, sinceră, nu mai cred. Și el a auzit vocea care i-a spus, Isaia 41:10. Și a zis, soră, un cuvânt, atât îți spun, Isaia 41:10. Și a plecat. Sora asta, care nu credea, dar era sinceră, în necredința ei era sinceră, ia Biblia, stătea în pat, era grav bolnavă, ia Biblia și începe să citească. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și în momentul acela a intrat în ea puterea Domnului și a sărit din pat sănătoasă. Cuvântul lui Dumnezeu are putere, fraților. De aceea Dumnezeu ne cheamă înapoi la izvorul de lapte, la izvorul cuvântului. Cu lapte și miere trebuia să se hrănească copilul acela care îl vestea în Biblie, în cartea Isaia Duhului Dumnezeu. Și cu lapte și miere s-a hrănit Hristos Domnul, când a apărut pe pământ, el a avut cuvântul lui Dumnezeu în fundul inimii lui, spune cartea psalmilor. Și cuvinte pline de farmec ne clocotesc în inimă când zicem, lucrarea noastră de laudă este pentru împăratul, ca pana unui scriitor iscusit să ne fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale. Așa a fost Hristos, pentru că el a știut ce înseamnă izvor de lapte și, Doamne, ai milă de noi. Mă întorc în Marcu, în capitolul 6. Câte lucruri a trebuit Hristos să vindece aici? Odată de la versetul 1 până la 6, trebuia să vindece necredința. Și îl rugăm pe Domnul aici, în biserica Muntele Sionului, să vindece necredința, fraților. Dumnezeu la tot puternic care a aruncat pe cer astrele, care poruncește soarelui și soarele nu se mai arată. Dumnezeu la acela care dă la o parte universul la un moment dat și stă pe tronul lui alb și judecă popoarele. Dumnezeu la acela a tot puternic scrie aici despre el că nu putea, n-a putut, a tot puternicia limitată, n-a putut să facă nicio minune acolo. Dar de ce? Se uita, venea omul cu bolnavul, zice, tu nu crezi, bolnavul nu crede, voi vă uitați la mine ca să mă judecați. Nu pot să-l vindec, ești bolnav de necredință, du-te acasă bolnav, așa să te duci acasă. Ești bolnav și pe din afară și pe dinăuntru, du-te acasă. Și n-a putut să-i vindece. De multe ori Dumnezeu n-are acces în inimile noastre pentru că noi suntem necredincioși, fraților și surori. Știți cum s-ar putea asemăna credința? Cu o damingeană mare, Și vine Domnul și zice, pe baza credinței tale eu îți dau tot ce ai nevoie, sănătate, prosperitate și așa mai departe. De multe ori Domnul ne încearcă ca pe Iov, dar astea sunt cazuri speciale. Dar noi venim și punem un dop. Și punem dopul acolo și asta e necredința. Punem dopul. Dopul se numește ne. Și credința cu ne, necredința. Și vine Domnul și el vrea să-ți torn, să-ți umplu damingeana, să-ți umplu vasul. Dar n-am unde să torn, că e blocat. Tot e blocat. Și uite că Domnul zice că la Genezaret oriunde intra și orice bolnav era acolo, el îl vindeca. Doamne, atinge-te de cei necredincioși în seara aceasta.
necredința să piară din mijlocul nostru, fraților și surori. Și știți ce înseamnă credință după Biblie? Înseamnă să realizăm prezența lui Hristos, să stăm lângă Hristos, că El este cel credincios. Și în momentul când tu ai ajuns lângă Hristos, îți dăruiește credință. Doamne, dăruiește-ne apropiere de Tine și prezența Ta. Domnul să vindece, fraților și surori, și comoditatea spirituală. Atâta de comozi suntem, foarte comozi. În epoca butoanelor, buton, pentru tot avem buton. Spunea un bătrânel, zice, mă, pentru pocăință ne mai lipsește buton. Și am rezolvat toate lucrurile. Dar pentru asta n-avem buton. Dar milenii să ne rugăm, milenii să citim în Biblie, suntem comozi. Aici, de la versetul 7 în jos până la 13, Hristos Domnul își trimite 12 ucenici. Dar ăștia erau vindecați de comoditate, ăștia nu erau comozi. La ăștia le-a zis Hristos Domnul, mergeți, și ei s-au dus. Și spune aici versetul 13, scoteau draci, ungeau cu un delem pe bolnav și vindecau. Asta au făcut pentru că nu erau comozi. Și Doamne, ai milă de noi și vindecă-ne de comoditate. În unele biserici tradiționale nici nu sunt scaune și stau oamenii frumos acolo cu respect, cu reverență înaintea lui Dumnezeu și ascultă cuvântul. Noi avem de multe ori scaune, uite că Domnul mai lucră și punem și câte un sistem de aer condiționat și noi avem pe albini și foarte bun, dar fraților și surori, noi nu depindem de lucrurile astea pieritoare, nu depindem, depindem de harul lui Dumnezeu. Și dacă Domnul trimite har în adunare, să vezi cum deschide Domnul și buzunarul și punga. Dacă Domnul nu trimite har, atunci avem închisă inima, buzunarul, punga, toate sunt închise. Pentru că am pus dopul. Și Doamne, ai milă de noi și spuneam, vindecă-ne de comoditate. Ba, de la versetul 30 în jos, Hristos a trebuit să-i vindece pe ucenicii lui de frica de viitor. Și de ce să nu recunoaștem că avem frică de viitor? Și ucenicii o aveau. Erau cu Hristos și au zis, Doamne, ce ne facem? Uite câți oameni sunt aici, Doamne, n-ai făcut o evangelizare ca mare? Uite că nu ne ajung finanțele. Cum le dăm la oamenii ăștia să mănânce, Doamne? Ce facem cu atâția oameni, Dumnezeule? Se uită Hristos, dați-le voi să mănânce. Nu putem, n-avem ce să le dăm. Păi atunci știți ceva? Aduceți la mine ce aveți. Și au adus, spune Scriptura, 5 pâini și 2 pești. Și erau acolo 5.000 de oameni și dintr-o pâine s-au hrănit 1.000 de oameni, 5 pâini. Și dintr-un pește s-au hrănit 2.500 de oameni. Mare pește a putut fi ăla, dar nu a fost mare, că era mic. A încăput la un copil într-o trăistuță mică. Și nici pâinile n-au fost mari, erau niște chifle. Erau niște chifle, așa mici erau. Și dintr-o chiflă mică mănâncă 1.000 de oameni. Și dintr-un peștișor mic mănâncă 2.500 de oameni. Că era acolo Dumnezeul care vindecă frica de viitor. Fraților și surori, ne povesteau frații în vârstă și sora Saveta din Corpadia, care are 87 de ani, ne-a spus că era o vreme destul de grea, Și zice, frate, m-am dus la lada cu făină să mai mătur ceva de pe fundul ei, să fac mâncare. Și am măturat. Și după m-am dus a doua oară. Poate eu mai găsi ceva să le fac la copiară pe 2-3 zile de mâncare. Și când mă duc la lada cu făină, un pom, zice, frate, uite așa de făină, era în mijlocul lăzii. L-am luat, am făcut mâncare, după 3-4 zile, hai să mă duc iară cu o pană să mătur acolo. Când ajung la ladă, iară, uite așa, zice, un pom mare era acolo. Mă duc iară, zice, câteva luni, nu știu cine, dar de sus, din cer, Dumnezeu a deschis o fereastră și m-a hrănit și pe mine și pe familia mea. Mi-a povestit alt frate din Cluj, un frate care trăiește, are 93 de ani acum, fratele Jenu Mocanu. Zice, frate, m-am dus la piață, am vrut să le iau la copiii mei mâncare, dar ce să iau, frate, cu 2 lei? Zice, le-am luat niște coși de cartofi. M-a întrebat de oameni dacă n-au pe acolo coși de cartofi, cartofi stricați, și mi-au dat de 2 lei și am zis că mă duc acasă și fac și eu ceva de mâncare. Zice, când ajung aproape de casă, trec prin cimitir, în fața mea, zice, așa stătea un iepure.
Zice, am luat o piatră așa ca în joc, am dat după el și l-am lovit direct în cap. O căzuie purele jos, îl iau și zic, Doamne, îți mulțumesc că cu 2 lei m-ai ajutat să le aduc la copii carne și să le fac friptură. Fraților și surori, Domnul la prea iubiții lui le dă pâinea ca în somn. Mi-a povestit sora Ergi din Bistrița, o altă soră de 80 și aproape 90 de ani. Și mi-a spus cum mi s-au înmulțit sarmalele. Și a zis, frate, zice, o crăticioară mică, uite așa, i-am hrănit sâmbătă seara pe musafiri, duminică dimineața, duminică la amiază, duminică seara, luni dimineața. De 5 ori, 5 mese la musafiri plus casa mea, din aceeași oluță mică, din aceeași crăticioară mică. Și zice, când m-am trezit, mi-am dat seama că mai am 2 sau 3 sarmale, o mai rămas. Și când o mai rămas, mă miram și-a intrat în casa mea 2 soli cerești și-au ajuns la masă și-au zis, asta e masă binecuvântată, binecuvântată, binecuvântată. Frate, a intrat în casa mea îngerii lui Dumnezeu și am văzut cu ochii mei. Ăsta-i Domnul care ne vindecă de frica de viitor, fraților și surori. Și Doamne, mai ai milă și de noi. Vreau să vă spun o scurtă poezie, o poezioară frumoasă și apoi vreau să ne rugăm, fraților, vreau să ne rugăm și să-L rugăm pe Marele Cumpărător care a venit din cer să se atingă de noi. Vreți lucrul acesta? Convoi de robi mânat cu aroganță trecea greoi ca un talaz în spume. Toți fără Dumnezeu și fără nume, fără popor și fără de speranță, dar toți nepăsători și puși pe glume. Cu suflet orb, lipsit de conștiință, treceau spre târg cântând refrene strani. Și în amăgirea fără de căință, un singur chip, o singură ființă, avea suspinul tragicei pierzanii. Era o sclavă cu un chip de ceară, cu ochi amari, cu fruntea încrețită. Din cuibul părintesc ademenită, nu lanțul era acum povară, cât visul ei din anii de fecioară. Mergând prin colb, ea se vedea acasă, se revedea în dulce amintire, lucrând la zestrea sfântă de mireasă, cu gândul dus în zarea vaporoasă spre tainicul neîntâlnitul mire. Au fost ani dulci în casa cea bătrână și clipele zburau ca o părere, dar într-un ceas de seară la fântână, îi apăru un prinț cu grai de miere, cu pieptul strălucind de juvaiere și i-a fugit cu el ca o păgână. Apoi curând, ca sclavă de vânzare, pornind convoi pe drumuri neîntoarse, pe când măicuța ei cu plioape arse o căuta prin târguri și oboare, fetița mea, neprihănită floare. Vai ce-am făcut, șoptea în lacrimi sclava, cum de-am crezut minciuna care-mi bată? Cum n-am simțit în cupa ei o travă? Dar adevărul, adevărul, unde-i? Ah, adevărul, Doamne, când se arată? O, adevărul e un vis. Dar iată, oprit în drum, un tânăr o privește, se uită lung la ochii plânși feciorul, suspinul ei îl prinde ca într-un clește, el face un semn. Convoiul se oprește, din nori de colb se arată negustorul, o liniște ca de mormânt se face. Ce preț? Întreabă tânărul în șoaptă, pe fața lui e o milă, e o pace, el dă o pungă omului rapace, dar omul șarpe râde și așteaptă. Cumpărătorul mâna-n brâu și afundă și pungile răsar fără zăbavă. Se uită lacom vipera hulpavă. Copila încearcă taina s-o pătrundă. Atâta aur pentru o biată sclavă? Deodată negustorul, om de piață, pe tânăr de un număr îl cuprinde. O inimă de aur nu se vinde, îi spune încet. Da! Mila ei te prinde, suspinul ei te doare și te îngheață. Ei bine, iată, viață pentru viață. Stă tânărul și un cuvânt nu spune și nimeni nici o șoaptă nu îngână, căci n-a mai fost asemenea minune, iar sclava simte în suflet o genune, se leagănă și cade în țărâne. Când s-a trezit, era în libertate.
Pe ulița cea largă negustorul pornea din nou cu sclavii prin cetate și în locul ei în lanțuri sângerate era lovit cu biciul Salvatorul. Cu prețul vieții lui? Dar cine-i oare? Șoptește fata în plâns, smulgându-și părul. Și un tinerel de undeva răsare. Cum? Nu știi cine-i? Nu știu. Adevărul. Și atunci porni în lume, dar cuvântul o întâlni deodată prin ogoare, căci i-a văzut un om cu chip de floare, trăgând un plug ce răscolea pământul și el spunea o taină, o chemare. Veniți la mine, voi cei fără tihnă, veniți să ducem jugul împreună și veți avea în suflete odihnă, căci jugul meu e pace și cunună. Aleluia! Era cumpărătorul de suspine, cel ce a plătit cu viața, adevărul, iar fata alergă să-i se închine și ca ștergar să-și despletească părul. Și în jug cu el află ea fericirea, căci adevărul sfânt te face liber, ca liber să primești sau nu iubirea. Doamne, ajută-ne să te primim pe tine. Haideți să ne ridicăm în picioare, fraților. Aș dori în rugăciunea aceasta să punem înaintea Domnului orice necredință, amin? Orice frică de viitor, amin? Orice păcat și orice boală care te chinuie de multă vreme. În seara aceasta a venit aici cumpărătorul de suspine și el vindecă și el iartă și el cumpără. Aici este piața pe care se prezintă Dumnezeu. El este cumpărător. Tu îi dai păcate, el îți dă neprihănire. Tu îi dai zdrențe, el îți dă hainele slavei sale. Și Doamne, atinge-te de noi în seara aceasta. Haideți să ne rugăm toți așa cum stăm în picioare.